Libertatea este o valoare fundamentală a unei democrații sănătoase. Ne aflăm în Parlamentul României, citadela care ar trebui să apere interesul românilor, drepturile și libertățile fundamentale. Nu putem tolera ca în Parlamentul României să legiferăm discriminarea pe criterii medicale. În această clădire, în aceste zile, se va dezbate și se va vota proiectul de lege PLX 393 privind certificatul verde european. Încă de la aplicare, acest certificat digital ne-a arătat că este un instrument total ineficient și inutil în combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2. Este o măsură care, sigur, pare să sune bine, însă în realitate nu e vorba nici de certificat, nici de ceva verde, ci este vorba de a impune unor cetățeni români, de fapt tuturor celor care până în momentul de față nu au avut un consimțământ liber de a se vaccina, să nu mai intre în magazine, să nu-și mai poată procura hrana, să nu-și mai ducă copiii la școală, iar mai nou studenții sunt obligați să nu se mai prezinte la cursuri dacă nu vor prezenta acest certificat verde. Certificatul verde nu are absolut nicio legătură cu combaterea pandemiei. Certificatul verde are legătură cu combaterea și restricționarea unor libertăți. Ori acest lucru este de neacceptat pentru noi. În plus, varianta adoptată de Senat reprezintă un cec în alb acordat Comitetului Național pentru Situații de Urgență, prin care acesta poate decide limitarea sau chiar interzicerea unor drepturi și libertăți fundamentale ale celor care nu prezintă un certificat digital. Noi considerăm că este dreptul oricărui român, oricărui cetățean să se vaccineze atunci când dorește și este foarte bine să o facă fiecare pe propria conștiință. În egală măsură, am discutat cu foarte mulți oameni care s-au vaccinat și am întrebat pe toți dacă au fost obligați și dacă la rândul lor ar obliga pe altcineva să facă acest lucru. Ei bine, niciunul dintre cei care au fost vaccinați nu au spus că la rândul lor ar fi în stare să facă acest lucru cu semenii lor. AUR este pentru respectarea și apărarea libertății tuturor cetățenilor, indiferent dacă sunt vaccinați sau nevaccinați. Fac un apel către toți parlamentari, indiferent din ce partid fac parte, să spună nu certificatului verde. Vă îndemn, dragi colegi parlamentari, să votați împotriva acestui proiect legislativ. Fac apel și rog și pe această cale pe toți colegii deputați în Parlament, indiferent de partidul pe care reprezintă, să spună nu, să voteze contra împotriva acestui certificat verde pentru a garanta respectarea drepturilor și libertăților noastre fundamentale. Certificatul verde trebuie respins în Parlamentul României.